partea asta legată de project management am spus-o deja, mi se pare foarte, foarte importantă, pentru că, uite, de exemplu, au fost cazuri în care am avut neclarități legate de poziția în pagină și efectiv m-am pus cu project managerul pe care l-avem asignat și am zis, mai uite, eu am băgat produsul ăsta pe site acum 3 ani, noi l-am adus prima oară în România și au venit niște competitori și l-au băgat în acum 2 săptămâni. Știi, același produs l-a băgat acum 2 săptămâni. Și m-am pus efectiv cu project manager și am discutat, ok, cum ei care au băgat produsul acum 3 săptămâni au reușit cumva să iau poate un loc deasupra poziției noastre pe care o aveam deja de 3 ani a produsului respectiv. Și project manager a dat mai departe, păi uite, ea a zis, uite, eu cred că așa, astea ar fi cauzele, dar o să dau mai departe către echipa de tehnic sau o să dau mai departe către echipa de content writing, pentru că probabil pe categoria respectivă nu avem o poziție atât de bună. Și făcând analiza asta și aplicând apoi analiza asta pe fix pe produsul care ne interesa sau fix pe o categorie care ne interesa, într-adevăr am reușit să declasăm competiția și să urcăm în primele 3 locuri doar aplicând această strategie. Dar ce a fost foarte important a fost partea asta că am fost ascultată, da? Și faptul că mi s-a dat un feedback real, bă, ai căzut o poziție pentru că, sau nu a mers și ești pe poziția 5 pentru că, hai să facem asta. Și urmând toți pașii ăștia am reușit să ducem în primele 3 locuri unde a fost nevoie, produsul, categoria și așa mai departe. Ce a fost foarte important pentru noi încă de când am fost la început și mi-aduc aminte cu project manager de atunci și faptul că l-am ascultat pe Cristi, a fost chestia asta că noi am fost lăudați pentru că toată documentația tehnică o implementam foarte repede. Aveam un timp de implementare a oricărei documentații tehnice de, nu știu, maxim 48 de ore, asta dacă era ceva nevoie de poate un cod în spate, pe heading și așa mai departe. În rest, toată documentația tehnică ce ținea strict de mine, de site, fără parte de cod, era implementată foarte repede și de asta cred că am avut și niște rezultate foarte bune. Primul rând că v-am ascultat pe voi, băi, puneți partea asta de documentație tehnică, nu o lăsați peste 2-3 săptămâni pentru că rezultatele clar vor întârzia și ele 2-3 săptămâni și da, asta mi se pare o chestie de menționat. Și încă o chestie, tot așa legată, noi facem, suntem obișnuiți să facem call-uri cu Cristi cam o dată la 3 luni, la trimestru și de fiecare dată, atât el cât și project managerul au venit cu anumite schimbări. La un moment dat, poate am văzut că nu ne mergea foarte bine pe anumite articole din astea de blog de pe site și a venit Cristi cu ideea, hai să facem parte de rețete, pentru că vom câștiga mai mult trafic, vom aduce consumatori noi, vom putea vinde produse prin partea aia de rețete și chiar a funcționat foarte, foarte bine. Acum deja avem o categorie foarte mare pe parte de rețete și în continuare o extindem și sunt rețete pe care sunt idei de rețete care se pot face cu produsele de la noi și este o parte foarte bună. Și din nou, aici am ascultat strategia și nu am venit noi, nefiind oameni de marketing, nu am venit noi cu partea asta de că vreau eu așa sau că nu, pentru că eu n-am de unde să știu, dar dacă asculți ce critici, ce project manager și mai departe, reușești să le îmbini pe toate